gusturile nu se discută, știm bine. Ce preferă, să spunem, vedetele Craiovei? Mă refer la Andrei Ivan, la Marius Constantin, la Danister. Uite, Danister nu e pretențios. Îmi zice, șef, ce vrei tu? Așa îmi zice tot timpul când vine, șef, ce vrei tu? Aici. Da, mână liberă. Marius Constantin, că tot mi-ai dat exemplele astea, preferă mai mult legume, supe creme și nu carne. Andrei Ivan e cu ouăle, ouăle să fie tari. Și carnea de vită cât de cât. Uite, îți dau așa o mică povestioară de când am început eu la Universitatea Craiova de acum 3 ani de zile. Când am început cu vita, eu fiind obișnuit ca la restaurant medium rare, normal că le-am făcut-o și lor medium rare. Și îți dai seama, au început, șef, urlă în farfurie, merge, ce facem? Ce-s? Și uite că ușor, ușor, acum chiar pot să spun că ei îmi cer vita medium rare. Dieta va ține fotbalistul când trebuie să țină o dietă. Și aici pleacă de la doctor. Da? Doctorul poate să vină la mine și să-mi zică, uite, aici avem atâtea grame, folosim doar carbohidrați, nu proteină și invers. Da? Dar în momentul de față, cât sunt ei de profesioniști, nu avem probleme. Să dea Domnul să câștige ei campionatul și le fac orice. Da? Cred că cel mai, eu știu, dulcele care are, e bogat în zahăr, cel mai mult, să zic așa, e baclavau. Așa că o să le fac baclava să mănânce, dar să ia ei titlul. Messi mi-a spus prietenul meu Alex Mitriță, Messi, pentru că, eu știu, barba, asemănarea asta, așa, dar nici de cum ca și fotbalist. Da, se fac glume acum. Pentru că a rămas porecla, e clar că de la Alex a rămas. Se fac glume printre băieți, vă glumesc cu dumneavoastră. Da, 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 păi mai îmi zic așa, da, în glumă. Și am văzut că și pe rețelele de socializare mai fac. L-au luat pe Messi, l-au luat, da, da, da. Am văzut o poză și în autocar cu mine, încercuit, l-au luat pe Messi.